Luni 9 septembrie, clopoțelul va suna din nou pentru mii de preșcolari și școlari din județul Hunedoara. Autoritățile au făcut front comun pentru ca elevii să fie în siguranță la școală, dar și în proximitatea unităților de învățământ. Avem legislație nouă pe regulamentul de organizare și funcționare a unităților din învățământ preșcolar, învățământ preuniversitar, pardon. Avem un nou statut al elevilor, avem noutăți cu privire la acordarea burselor elevilor, deci avem legislație nouă pe mai multe criterii. Avem un număr de 21 de școli care se află în reabilitare parțială sau totală, care reprezintă o provocare pentru noi, în sensul că unele dintre aceste unități sunt relocate tot sau parțial. Avem din aproximativ 7700 de elevi care învață în aceste unități, în jur de 5500 sunt relocați. Avem spații corespunzătoare, zicem noi, pentru toți acești elevi relocați, precum și pentru ceilalți elevi. În perioada 30 august, 6 septembrie, colegii mei inspectori au monitorizat activitățile și pregătirea unităților școlare pentru începutul acestui an școlar și noi sperăm ca toate să fie bune și să începem cu bine și acest an școlar. Am pus foarte mult accent pe pregătirea acestui an școlar. Am făcut foarte multe verificări în zona unităților de învățământ pe sistematizare rutieră. Am verificat microbuzele școlare, am instruit conducătorii auto, mai sunt activități în derulare, o să întâlnim și planuri locale de acțiune și sunt convins că va fi un an chiar în siguranță pentru elevi. Siguranța școlară, mediul școlar, reprezintă pentru instituția noastră o prioritate de necontestat. În anul școlar 2023-2024, colegii mei au continuat activitățile de control îndrumare, activități de informare preventivă, exerciții cu forțe și mijloace, precum și exerciții de alarmare-evacuare, unde au fost implicați elevi, cadre didactice și personal auxiliar. Pot spune că un lucru îmbucurător, în acest an școlar nu a fost înregistrate niciun incendiu la unitățile de învățământ din județul Hunedoara, atât la cele de stat cât și la cele private. Suntem pregătiți mult mai bine decât am fost anul trecut și sperăm că acest an să vină cu un plus de siguranță pentru copii. Asta ne dorim cu toții. Trebuie să facem front comun, atât noi, cât și părinții, cât și profesorii, pentru că scopul este același, siguranța copiilor. Vom fi acolo, vom fi în stradă, vom fi alături de ei. Toate instituțiile sunt pregătite, au fost luate toate măsurile necesare pentru a putea începe anul școlar în condiții optime și sunt convinsă că va fi totul, se va desfășura cum trebuie și va fi totul ok. Nu poate fi niciodată greu cu copiii, pentru că ei sunt viitorul nostru și până la urmă sunt ceea ce avem noi mai bun și de care trebuie să avem grijă și să ocrotim. Le transmit copiilor mesajul să învețe, să nu uite și să știe întotdeauna că cei mai buni prieteni ai lor sunt părinții și profesorii, să se concentreze pe școală și pe lucrurile serioase, pentru că astea generează tot ceea ce este bun în viață și să se țină cât mai departe de anumite tentații, ca să spun așa. Știm foarte bine că există o reală problemă, aceea a drogurilor, să se țină cât mai departe de aceste lucruri, pentru că în niciun caz astea nu le pot aduce bine.